Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sezizați de o femeie cu privire la faptul că un bărbat a intrat în locuință și a amenințat familia. Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 39 de ani din Târgu Jiu, pe fondul consumului de alcool, a pătruns fără drept în locuința părinților fostei concubine, unde i-a amenințat pe aceștia cu acte de violență și cu moartea, având asupra lui un topor. În urma evaluării riscului, față de bărbatul în cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu și întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și violare de domiciliu. De asemenea, în cursul zilei de azi, bărbatul de 39 de ani a fost reținut pe bază de ordonanță și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.